Salutare, dragilor, noi din Formația Lucăra și Gârși Stela. Astăzi am ajuns în satul Butor și mergem să facem o frumoasă surpriză muzicală domnului Viță Dumitru, care împlinește o vârstă foarte frumoasă. Își sărbătorește astăzi jubileul de 60 de ani. Frumoasa surpriză vine din partea nepoatelor Olga și Cristina. Să vedem cât de mult vom reuși să-l surprindem pe domnul Dumitru și dacă își va da seama din partea cui vine această frumoasă. De ziua dumneavoastră de naștere, când împliniți frumoasă vârstă, frumosul jubileu de 60 de ani, noi am venit cu o frumoasă surpriză pentru dumneavoastră și respectiv eu am și o întrebare la dumneavoastră. Cum credeți, din partea cui vine această surpriză? Pe drog, eu știu. Iată, există răspuns, eu nu m-am așteptat la așa răspuns. Măcar cu altă precis că nu mai mănânci în următoarele zile. Dar dacă vă mai gândiți un pic, totuși... Păciorul Igor, poate. Nu. Nu. Olea. Domnul Dumitru, eu zic să-i dau citire mesajului și după asta cu siguranță că dumneavoastră o să vă dați seama din partea cui vine această surpriză, da? Așa. Scumpul și dragul nostru unchi, Dumitru, la mulți ani! Te felicităm cu frumosul jubileu de 60 de ani. Îți dorim multă sănătate, noroc, ca să-ți fie plină de bucurie și armonie. Bucurie de la copii și de la nepoți. Să fii mereu înconjurat de oamenii dragi. Dragul nostru unchi, când ne gândim la tine, sufletul nostru se umple de bucurie. Ești unul din cei mai importanți oameni din viața noastră. De când tata nu mai este, tu pentru noi ești ca un tată. Și nu în zadar se spune că numai un unchi te poate îmbrățișa ca un tată și poate păstra un secret ca un frate. Suntem recunoscătoare că te avem și acum ne aducem cu mare drăgăminte atunci când eram micuțe, de frumoasa noastră copilărie. Când tu ne vizitai, cu bicicleta ta veneai mereu cu zâmbetul pe buze, toate parcă au fost mai ieri. Timpul foarte repede a trecut și acum ne vedem din ce în ce mai rar. Dar să știi că te iubim, te prețuim și te respectăm la fel de mult.
Ești un exemplu pentru noi. Ești un soț și un tată extraordinar și un foarte bun gospodar. Îți dorim multă, multă sănătate și mulți, mulți ani înainte. Să fii mereu tânăr la suflet și să ne bucuri și în continuare cu zâmbetul tău cald și minunat. Trăiește și bucură-te de fiecare clip alături de scumpa ta soție, iubita noastră mătușă, și alături de cei dragi sufletului tău. La mulți, mulți ani frumoși, cu mare drag, nepoatele dumneavoastră, Olguța și Cristina. Am înțeles, rău. Merită toate aplauzele dumneavoastră. Așa și noi avem pentru dumneavoastră un spumant pe care să-l serviți cu cei dragi împreună. Și pentru cea care are grijă de dumneavoastră, care vă pregătește cele mai gustoase bucate, cea care vă este mereu aproape, la bine și la greu, minunata dumneavoastră soție, doamna Maria, care merită toate aplauzele dumneavoastră. Această floare minunată, frumoasă ca și dumneavoastră și gingașă, să aveți grijă de ea, cu mare drag. Așa. Și asta nu e tot, domnul Dumitru. Noi am venit și cu un frumos buchet de melodii pentru dumneavoastră și pentru toată lumea bună și frumoasă care este prezentă în această seară. Și zic eu, toată lumea să toarne în pahare, ridicăm sus cupele cu șampanie în cinstea sărbătoritului nostru, iar noi venim cu un frumos program de chef și de voie bună pentru domniile voastre. Sus paharul, jos amarul și ne cântă lăutarul. Bine, bine!
așa care nu vrea bine. Eu îi cânt să-i împlăsesc, ei mai tare să răiesc, da, ei mai tare să răiesc. La 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 la, am zis să ne cânt cu orice șine. Mai viață la așa care nu vrea bine. Eu îi cânt să-i împlăsesc, ei mai tare să răiesc, da, ei mai tare să răiesc. Iau un stău, bă, bani, tari, 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 cazul la un papi, tari, 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 eu zic să rămâneți aici lângă mine pentru că nepoatele dumneavoastră minunate au pregătit un mesaj de felicitare. Da, și eu cu mare drag vreau să-i ofer microfonul Guței, care a pregătit ceva chiar special pentru dumneavoastră, să o ascultăm cu atenție. Mai e o leacă în emoții. A răscolit ieri, aseară, noaptea târziu, toate amintirile din copilărie și chiar vreau să mă adresez la toate neamurile noastre, neamurile lui tata, care îmi vine foarte rău. Suntem în anul 2023. Parcă mai ieri eram copii. Parcă mai ieri ne întâlneam la o zi de naștere, la un Crăciun sau la o altă sărbătoare. Sau chiar și la un ajuns. Veneam unii la alții și ceream și pâine pe împrumut. Până va coace mama sâmbătă viitoare. Ne întâlneam des, pentru că trăiam într-o mahala. Și mai era și tata viu și parcă era o altă viață. Acum suntem mari, am crescut, fiecare din noi s-a ales destinul său. Sau poate că l-am ales Dumnezeu. Ne-am împărțit fiecare pe drumul său, fiecare cu grijile și nevoile sale. Și când te mai uiți, că am ajuns și noi să avem peste 40 de ani, cu copii mari deja, și de grabă vom avea și noi nunți. Timpul trece, suntem mereu grăbiți, nu ne mai interesează nimic decât să agonisim tot mai mult și uităm să trăim prezentul. Deși știm tare bine că trecutul nu ne întoarce nimic. Nu mai sunt vremurile și ele de altă dată, că poate și ne-a răcit timpul care a trecut prea mult dintre noi. Când a decedat bunica noastră, sau cum îi spuneam noi, Mâta Dunia, iarăși ne-a adunat pe toți împreună. Ne vedem odată an de blajini, sau cum se spune la noi, de prohoate. Ne facem obiceiurile, dar și suntem bucuroși că iată ne vom duce la cimitir și ne vom întâlni cu neamurile lui tata, cu neania Marusea, cu Nana, cu Bâtu, cu Tania și înțelegem că sângele apă nu se face. Astăzi, la fel, mai avem o bucurie în suflet, pentru că ne-a unit iarăși ziua de naștere lui Bate Miche, căci trebuia să împlinească tocmai 60 de ani ca să ne vedem din nou. Și nu că dau vină pe cineva, așa noi alegem, pentru că așa sunt timpurile de acum. Astăzi vreau să vă mulțumesc pentru tot. Poate cândva am făcut bine, poate cândva am greșit, dar trebuie să ne iertăm unii pe alții, să lăsăm mândrie și să nu uităm că suntem rude, să ne întâlnim la un colț de masă, căci poate undeva, acolo, departe, stau la altă masă, tata și mâca și ne vedează de sus. Eu vreau să vă spun că vă iubesc pe toate neamurile, tata, și ne scuzați dacă ceva, da. Și vreau să vă mulțumesc că te-ați stat în masă și la mulți ani, băi. Am mai vrut să mai spun doar două cuvinte. Niciodată, și totdeauna, adică niciodată să nu fii trist, și totdeauna să fii fericit. Mulțumesc, Măguță! Foarte frumos, foarte emoționant, merită aplauzele dumneavoastră! Vă dorim multă sănătate în continuare, pentru că
cât de banal n-ar suna, dar asta e cel mai important. Dacă avem sănătate, le facem pe toate. Mult noroc, să aveți bucurii de la copii, de la nepoți. Să dea Domnul ca în casa dumneavoastră să predomine mereu dragoste, respectul și bună înțelegere. Îngerul păzitor să vă fie mereu aproape și să vă păzească de toate relele. Și știți cum se zice, că noi toți ne facem planuri pentru viitor, cum spunea și Orguța, dar uităm să ne trăim prezentul. Trăiți fiecare clipă, bucurați-vă de fiecare moment și să dea Domnul ca mereu să aveți pe oamenii dragi lângă dumneavoastră, pentru că asta e cel mai important. Și mulți, mulți ani înainte ca să vă bucurați de toate frumusețele pe care viața le are încă pregătite pentru dumneavoastră, pentru că sunteți tânăr, puternic, energic, aveți o soție extraordinară lângă dumneavoastră, doamna Maria. Ia, veniți, vă rog, lângă. Da, aveți o soție extraordinară și eu zic să strigăm încă o dată, amar la tine, amar! Dumneavoastră are o surpriză pentru dumneavoastră, ceva foarte util, apropo. Sunteți curios, da? Da, și suflăm. Domnul să-l păzească la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască la mulți ani. Domnul Dumitru, dumneavoastră sunteți un om foarte norocos. Așa este? Recunoașteți? Dumnezeu v-a binecuvântat cu o familie foarte frumoasă. Aveți doi copii frumoși care v-au dăruit și nepoți. Foarte frumos, foarte frumos, să vă mai dea Domnul mulți, mulți nepoței frumoși care să vă umple casa de bucurie și de gălăgie, pentru că asta este cea mai mare bogăție a unui om. Aveți o soție extraordinară, minunată, și eu vreau să vă întreb câți ani de căsnicie aveți, pentru că eu 64 de ani. Fără să se gândească, mi-a zis. Așa este. Eu vă doresc mulți, mulți ani fericiți împreună, să vă iubiți și să vă respectați așa până la adânci bătrâneți, să vă bucurați de copiii dumneavoastră. Și următoarea melodie este o melodie foarte frumoasă, Anii mei, pentru dumneavoastră și minunata dumneavoastră soție. Și în aplauzele dumneavoastră, eu vreau să invit pe platoul de dans. Hai să chiui mă, da, da. Și o strofă frumoasă pentru o magiață să ne trăiască, ia uiți! Doamne, bine că mi-ai dat-o vii, mai din ei cu niște bucurii, fericită-i plină-i casa cu nevoți frumoasă în viața, anii cei mai dragi din viața mea. Casa cu nepoți frumoasă-i viața, anii mei frumoși la dragostea. Thank you.
vă doresc să aveți din toate dragoste și sănătate viață lungă și un trai bun. La mulți ani cu drag vă spun.